Suntem bine aici? Ok, suntem în emisie? Suntem în emisie? Ok, bună ziua. Bună ziua. Giuliana. Giuliana. Așa, eu o să folosesc microfonul acesta și o să țin ție acest microfon. Suntem în salonul salonul Auto București. Și 2018. A câta ediție este? A 16-a ediție și avem 25 de ani de când există, de când a fost făcută prima ediție. Uh-huh. În 1993, mai exact, a avut loc prima ediție Salonul Auto București. La, cred că, a doua ediție am participat din partea ziarului Ziua. Mi-aduc aminte, eram la departamentul de publicitate și a fost o chestie extraordinară. Era la Romaero, dacă nu mă înșel. Da, mi-aduc bine aminte, eram la Romaero. Așa este. Ce se întâmplă aici? Unde suntem? Cum intre? Cum ajung oamenii la Salonul Auto? Când vin? De când vin? Salonul Auto București are deschise porțile zilnic între orele 10 și 20. Suntem la Romexpo, pavilionul B2. Ok, și începe mâine și se termină când? Începe mâine pe 11, la ora 12 este deschiderea oficială, până pe data de 21 octombrie. Copiii au ceva reduceri, de la ce vârstă ar putea veni? Ce anume se întâmplă aici ca să... Vom avea foarte multe surprize pentru copii, pentru familie, pentru domni care își caută mașini. Avem și dorim în timpul săptămânii să vorbim pentru specialiști și cu specialiștii. Targetăm zona de corporate pentru perioada săptămânii. Weekendurile le petrecem, ca să spunem așa, la salon în familie, cu copii, cu cupluri pe care le așteptăm. Practic, anunțăm un proiect de familie. Uh-huh. Vom avea multe evenimente conexe, zicem noi, foarte drăguțe. Vom avea chiar și, sărbătorim și centenarul în cadrul salonului Auto București și accesorii. Avem o mașină de excepție din 1907, chiar. Uh-huh. Am văzut-o, e nemaipomenită. Da, este un Sears Buggy. Uh-huh. Este printre cele mai vechi mașini din România, dacă nu aș risca să spun cea mai veche mașină din România. Uh-huh. Este o bijuterie de mașină. Vom avea, uh-huh, și cai. Da. Care vor interacționa cu publicul. Eu, spre exemplu, îmi voi aduce copiii sâmbătă, până, începând cu ora 12 până la ora 15. Putem să interacționăm cu cai, să ne plimbăm prin fața centrului expozițional. Am să-l rog pe Sebi să comute camera, să se vadă ceea ce se întâmplă aici. Între timp am să le spun celor de acasă faptul că noi vom fi prezenți, noi cei de la Pub Radio vom fi prezenți aici la Ministerul, în standul Ministerului de Interne, pentru că aici vom emite sub denumirea de Albastru DC. Este acel program al Jandarmeriei Române, un program de prevenție al Jandarmeriei, și vom fi aici aproape în fiecare zi, cel puțin mâine sâmbătă și duminică ne vor găsi aici la standul jandarmeriei, iar cai vin cu jandarmii. Sunt așa este. Jandarmi pe patru picioare. Pe patru picioare, da, da. Și facem o analogie între cai și cai putere. Uh-huh. Pe de altă parte, nu o să deboalez foarte multe, pentru că las vizitatorii să vadă, dar am pregătit foarte multe surprize noi auto. Și așteptăm să vadă și noutățile din domeniul auto, da, mașinile care sunt
mă rog, surprizele anului 2018. În spatele nostru aici, dacă Sebi poți comuta camera din nou pe noi, e pe noi, ok. În spatele nostru, să ne dăm un pic la o parte, în spatele nostru avem o broscuță și o mașină de miliție. Cei tineri nu știu despre ce e vorba, dar vor afla aici la standul MEAI-ului. Sigur că da, îi așteptăm cu foarte mult drag. Sunt mașina de miliție, chiar aș jucat într-un film, dacă aș putea spune așa. Da. Și deci este și ea un, un personaj, haideți să spunem. Am văzut-o într-un film regizat în regia Sergiu Nicolaescu. Și într-adevăr, eu cred că va fi un punct de atracție în acest eveniment. Inclusiv broscuța, care este, sau mă rog, a fost ani când era foarte dorită. Practic este mașina secolului 20. Așa este. Ce mărci vor putea vedea aici la salonul auto? Începând cu Țiriac Auto, avem toate mărcile care sunt sub vechita Țiriac Auto. Avem Volvo, Suzuki, Honda, importatorul Auto Italia este aici cu noi, cu toate mărcile. Și bineînțeles și alte lucruri interesante, așa cum ți-am spus, aș vrea să las vizitatorul să vină să vadă. Ce pot să spun este că sunt foarte multe surprize, mașinile sunt extraordinar de frumoase și așteptăm cu foarte mult drag în mijlocul nostru să vadă ce le-am pregătit. Vor exista și premii, vor exista tombole? Da, este tombola TAP. Asta odată, care se va fi pe, în urma biletelor de intrare, se vor introduce în urna sa. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, vom da premii de excelență pentru Inventică. Este un proiect cu Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltare. Și vom premia tinerii inventivi. În fiecare an, de 2-3 ani, avem acest proiect și ne bucurăm că România are tineri valoroși care, mă rog, fac lucruri minunate, care gândesc lucruri minunate și noi întotdeauna am venit și am aplaudat acest lucru. Sunt multe lucruri care merită descoperite, chiar dacă le-am spus ce branduri vin aici. Am spus câte ceva din ele, nu le-am spus pe toate. Așa este, tocmai, nu sunt... Tocmai, ca să vină să le vadă și să le descopere, să putem să ne bucurăm împreună. Sunt și câteva noutăți aici, vor descoperi și în afara pavilionului. Sunt, suprafața este mare, e o suprafață... 25.000 de metri pătrați. 25.000 de metri pătrați, asta înseamnă 2 hectare jumate. Da. De interior și exterior. Vom avea foarte multe, zic eu, lucruri interesante. Vom avea niște simulatoare în curte, în zona, cum îi spunem noi, de drift, în pe porțiunea exterioară. Acolo vrem să tot așa să interacționăm cu publicul vizitator. Eu cred că va fi un timp de calitate petrecut împreună. La ce număr de oameni vă așteptați în, să participe anul acesta? Eu cred că vor fi peste 85.000 de vizitatori. Și de ce 85.000 de vizitatori? Pentru că la edițiile anterioare, cam atât au fost vizitatorii care n-au trecut prag. Ați avut și un vârf de... Hai să vină mașina. Da. A fost și un vârf de vizitatori? Ați avut un record la un moment dat. Am avut, da, acesta de 85.000. Am înțeles. Păi, eu vă urez succes. Suntem aici începând cu data de mâine, de la ora 10 vom fi noi aici, la 12 înțeleg care deschiderea. Unde va fi deschiderea, practic? Pe partea dinspre a
aleea centrală. La intrarea pavilionului pe 2. Pot veni și vizitatorii atunci la deschidere sau este... Este... noi, firește că așteptăm de când deschidem porțile, mai ales că cumva coincide și cu momentul nostru aniversar. Tocmai de-aia joi am lăsat porțile deschise pentru toți vizitatorii care vor să vină să ne vadă. Dar la ora 12 este conferința de presă, primim în rândurile noastre oficialitățile și instituțiile, reprezentanții instituțiilor care ne sunt partenere în acest eveniment și cărora le mulțumim foarte mult. Așadar, o veste bună, mâine dimineață, de mâine după ora 1 aproximativ, va fi intrarea liberă pentru a sărbători Salonul Auto, okay. Pentru că Salonul Auto sărbătorește 25 de ani. De da. La... Vă așteptăm cu foarte mult drag. Ok, mulțumesc, Giuliana. Și mulțumesc mult, Cătălin. Ne întâlnim mâine într-un număr cât se poate de mare aici. Cu siguranță fiecare mașină în parte merită privită, admirată și cercetată în cel mai mic detaliu, până la cel mai mic detaliu. Vă așteptăm să ne vedeți, vă așteptăm cu brațele deschise, să vă oferim absolut toate surprizele pe care vi le-am pregătit. Ok, mulțumim, noi o să ne retragem în spatele camerei și o să vă lăsăm să vedeți mașina de miliție, cea care a fost în film. Vă rog! La revedere! La revedere!